Așa se întâmplă că tema copiilor este una foarte importantă într-o emisiune de familie și nu o evităm nici astăzi, mai ales atâta timp cât vine vara, vin căldurile, putem ieși afară, putem face mai multe ocupații decât am putut până acum, până în primăvară. Dar ocupațiile de obicei costă o groază de bani. Atunci când vrei să duci copilul la un cerc, ți se cere ceva bani. Iată că astăzi puteți afla că există localuri, există organizații unde puteți duce copilul pentru diferite tipuri de ocupații, fără bani, gratuit. Despre ce este vorba? Aflăm astăzi de la jurnalista din cadrul site-ului familia.md, Daniela Rotaru, și de la vicedirectorul Centrului Republican pentru Copii și Tineret, Artico, Ludmila Botnaru. Bună ziua și bine ați venit acasă de la noi. Bună ziua, bine am găsit. Așadar, haideți să le luăm de la un capăt. În primul rând, pe site-ul familia.md există un articol publicat, se numește el Centre gratuite de dezvoltare pentru copii în Chișinău. Vreau să știu de unde a apărut necesitatea de a scrie un asemenea articol. Chiar am să-l deschid acum ca să vadă toată lumea acest articol pe ecrane. De fapt, pe familia.md găsiți nu doar acest articol despre centrele gratuite de dezvoltare pentru copii, ci și despre cele cu plată. La fel, articol despre centrele care desfășoară cursuri de pregătire pentru școală, de lecții de limbă română, lecții de limbă engleză. Avem articole despre secțiile sportive pentru copii din Chișinău, cercurile de dans, de arte plastice și, de fapt, toate aceste articole au un scop comun, cel de a ajuta părinții, dacă pot spune așa, să găsească într-o singură sursă o cantitate maximă de informație. De exemplu, dacă un părinte vrea să-și dea copilul la un cerc de dans, el accesează portalul nostru, găsește articolul în cauză și deci aici este prezentată o listă completă cu toate cercurile de dans pentru copii din Chișinău. Sunt dedicate adresele, numerele de telefon, vârsta de la care copilul poate frecventa o asemenea cerc. Înscrierile au loc la începutul anului școlar, în septembrie. De regulă, centrul organizează ziua ușilor deschise, atunci când oricine se poate înscrie în cursul anului, în funcție de secțiunile alese, este posibilă completarea grupelor vârsta de la 4 ani. Am citit din articol. Unul dintre centri, probabil, ați luat. Da, unul dintre centre. Nu vreau să facem acum prea multă publicitate, pentru că nu avem dreptul, dar puteți găsi toată informația asta pe site-ul familia.md. Există și versiunea semia.md. Da, este și în varianta română și în varianta rusă. Toate articolele sunt în ambele variante. Și articolul ăsta este inclusiv în limba rusă. Respectiv, și acest articol este în limba rusă. Am înțeles. Este foarte interesant, pentru că avem într-adevăr deja un site și ne bucurăm foarte mult pentru voi că ați venit cu această idee, un site care să conglomereze toate informațiile foarte interesante și foarte importante pentru o familie. Despre care centru este vorba atunci când spunem despre activități care nu necesită investiții? Este vorba despre acele centre care sunt finanțate din bugetul de stat sau de organizații neguvernamentale străine. Pentru a obține un loc la asemenea centre, de obicei trebuie să vă înscrieți copilul din timp, ca ulterior să mă așteptați o perioadă până vă vine rândul. Cel mai mare centru de acest gratuit din deci nu este toată unicul, țara. Ca să înțelegem. Nu este unicul, dar cel mai mare centru din Republica Moldova este Artico și noi pe site chiar avem un articol aparte despre acest centru. Dar probabil mai mult ne va spune doamna vicedirector al acestui centru, doamna Ludmila Botnaru, să ne spuneți ce este Artico, unde se află, pentru cei care poate încă nu știu. Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico este o instituție educațional-metodică a Ministerului Educației. Se află pe Ștefan cel Mare, 169, dar cu toții recunoaște foarte ușor piramida sau mai bine zis acum și căciula lui Guguță, care se află în față, iar și mai recent Biblioteca Stradală, care la fel este chiar în fața Centrului Republican Artico. Este într-adevăr o instituție care oferă servicii de educație non-formală copiilor și tinerilor, începând de la vârsta de 4 ani și până la 32 de ani, gratuite, în toate domeniile pe care le cuprindem conform regulamentului de activitate.
Adică aici ne referim la profiluri foarte mari, cum ar fi profilul tehnic, profilul artistic, profil culturologic, adică ce se ține de dezvoltarea personală. Dacă este să vorbim de domenii foarte concrete, cred că mi-ar trebui vreo 10 minute să listez toate aceste domenii înguste, dar pentru această categorie de vârstă, dacă să ne referim la de la 4 anișori, evident că activitățile artistice, atelierele creative sunt cele care, în primul rând, își spun cuvântul. Pentru că nu poate un copil, sau mai bine zis chiar și un părinte, să determine foarte bine încă care este, sunt acele talente ale copilului înnăscute, care spre ce este predispus acest copil, decât să încerce. Și atunci pentru el este evident că să facă pictură, să facă modelare în ceramică, să facă origami, să facă un dans, fie el clasic, fie el dans modern. Aceasta îi ajută în primul rând să-și dezvolte motricitatea fină, îi ajută să-și dezvolte imaginația, gândirea și oricare altă, din punct de vedere psihologic, pentru dezvoltarea. Deci, de fapt, un părinte nu este neapărat să vină cu ideea clară la ce cerc anume să-și dea copilul. Există specialiști la voi care pot determina capacitățile, capabilitățile, talentele copilului și să-l ajute să-și aleagă o direcție. De la ce vârstă pot părinții să își dea copiii sau să se gândească să le dea, pentru că am înțeles că nu este chiar atât de simplu să ajungi acolo. Am să zic că este chiar destul de simplu. Este site-ul, poate să-l acceseze oricine, articol.md, care să facă cunoștință care sunt domeniile noastre de activitate. Părintele doar pune mâna pe telefon, formează numărul, spune care este vârsta copilului, care este domeniul care ar vrea să încerce copilul și vine, face cunoștință cu specialiștii noștri și se determină dacă ăsta este locul exact care ar vrea să-l implice pe copilul lui în activitate. Deci pe acest site se găsește toată informația necesară pentru părinți pentru ca să-și hotărască destinul odraslei. Iată, am acest site deschis deja, artico.md. Chiar am să rog să fie scos pe ecran ca să îl vadă toată lumea. Iată-l, acest site. Văd chiar aici și o evoluție în sala cu orgă, chiar într-o imagine de sus. Săptămâna muzicii la studioul muzical Coral Lia Ciocârlia. Sunt multe lucruri interesante. Aveți și contactele și tot ce este necesar aici. Da, întocmai. Site-ul este și în reconstrucție, urmează să venim în scurt timp, un site nou mult mai accesibil pentru părinți și mai ușor să găsească, ținând cont de multitudinea, cum spuneam, de domenii de activitate și iar sunt peste 200 de ansambluri și de cercuri de copii, ca variante unde aș putea copiii să se înscrie. Uh-huh. Centrul Artico ține doar de capitală, doar de Chișinău sau există și... filiale. Da, este un centru republican, așa cum am zis anterior. Ceea ce am spus că adresele Ștefan cel Mare este sediul central, dar avem o filială și pe Alexandru cel Bun. Este, ține mai mult de domeniul artistic, acolo se desfășoară mai multe orele de pictură, sport, aplicație, tapiserie și mai avem o filială și în suburbie, în Cojușna-Strășeni. În Cojușna-Strășeni. Întocmai. Acolo, la fel, copiii desfășoară, fac aeromodelare, avem tinerii jurnaliști, fac șah, dame și alte, la fel, conform solicitărilor părinților, deschidem cercuri. În plus, cât am răsfoit eu internetul, am văzut că copiii pe care îi antrenați, îi învățați, evoluează în diferite turnee, în diferite orașe, până și la Iași ați ajuns. Am ajuns chiar mai departe. Recent am revenit din Turcia cu un grup de copii, unde am reprezentat Republica Moldova la Festivalul Balcanic. Copiii noștri au ajuns, evident, mult mai departe decât Turcia. Asta a fost ultimul, să zic, ultima deplasare. Iată, vedem, apropo, evoluarea unei trupe de dans de la voi din cadrul centrului Artico. Despre ce este vorba acum? Este vorba de festivalul, mai bine zis, de concertul Mărțișor din 2013. Recent, concertul 2014 Mărțișor s-a desfășurat în Cinta Teatrului de Operă și Balet. Centrul Republican pentru Copii și Tineret este, într-adevăr, nu este o platformă doar de dezvoltare a copiilor, dar și de organizare.
a evenimentelor, concertelor pentru promovarea talentelor. Pentru că părintele, până la urmă, în încercarea de a-și găsi locul pentru dezvoltarea copilului, vrea să fie promovat. Și evident că acest lucru noi îl facem prin, la nivel local, adică prin concerte, concursuri, festivaluri care sunt organizate, precum și plecări, așa cum am zis, Italia, Germania sau alte țări, și încercăm să le găsim pe cele care sunt gratis, adică unde partea opusă asigură cazare, masă, și atunci părinții ar fi nevoiți să achite doar transportul care nu este asigurat de partea adversă. Iată, aici intervine și cea mai fină întrebare. Oare într-adevăr sunt absolut gratuite toate activitățile copilului sau ulterior pot interveni niște cereri de la părinți, cum ar fi haine pentru îmbrăcămintea specializată sau pentru turnee? Așa cum spuneam, activitățile într-adevăr sunt asigurate de către Ministerul Educației, ceea ce ține de instruire, pe când atunci când mergem la o nuntă ne este asigurată masa, cazarea, nu și vestimentația în care mergem. Uh-huh. Evident că este decizia părintelui și a colectivului din care face parte de a și modifica costumația, de a alege haina în care ea vrea să se reprezinte. Administrația centrului, cu toată certitudinea, spune că nu percepe careva taxe pentru studii. Este la discreția părintelui și a grupurilor de părinți din care face parte dacă să colecteze careva taxe și să-și, de individual sau un grup, să-și confecționeze careva costum. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Acum, în principiu, aș vrea să mă întorc la Daniela, pentru că ea probabil trebuie să ne mai spună ceva important. Da, noi vrem să mai amintim tuturor părinților că, de fapt, în fiecare sector din capitală, cât și în alte localități din țară, există centre de creație și de dezvoltare pentru copii. De asemenea, pe portalul familia.md ei pot găsi informații despre fiecare dintre aceste centre. În articolul nostru despre centrele de dezvoltare gratuite pentru copii sunt toate indicațiile de rigoare. Așteptăm întrebări dacă nu am dat răspuns la toate informațiile de care au nevoie părinții. De asemenea, așteptăm opiniile acelor părinți ai căror copii deja frecventează asemenea centre. Iată, încă o dată arăt acest articol pe ecrane și vreau să spun că fiecare articol care este publicat pe site-ul familia.md are și o căsuță pentru comentarii mai jos. Ce pot face utilizatorii cu aceste comentarii? Ei pot să ne lasă atât întrebări, noi vom răspunde foarte operativ la acestea, dacă despre anumite detalii. De asemenea, ne pot lăsa impresiile lor, părerile lor, sugestii. Suntem întotdeauna bucuroși să aflăm impresiile cititorilor noștri. Deci, este un site totalmente interactiv în care utilizatorii pot intra în contact cu autorii acestor articole, cu autorii fiecărui gând care este expus acolo, dar totodată și cu proprietarii acestui site. Da, exact. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru această inițiativă pe care o aveți. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu alte lucruri interesante pe care le pot găsi părinții sau poate viitorii, de ce nu, familiști, pentru că și despre asta cu siguranță se vorbește pe site. Daniela, Ludmila, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi acasă.